Infrastructura rutieră din județul Sălaj beneficiază de alocări financiare substanțiale. Aproape 90 de milioane de euro sunt investiți în lucrări ce vizează, pe de o parte, reabilitarea unor drumuri județene, iar pe de altă parte, întreținerea lor. Detalii despre stadiul lucrărilor a oferit Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj. Infrastructura rutieră este în continuare în atenția noastră și prin alocările pe care le facem, și alocările sunt substanțiale. Aproape 90 de milioane de euro, echivalentul a 90 de milioane de euro, și sunt două categorii mari de lucrări. Lucrări de reabilitare pentru drumurile județene și lucrările de întreținere a drumurilor județene. Avem încă de anul trecut câteva tronsoane de drum care sunt în lucru. Primul care va fi finalizat este 196, cel care leagă județul Satu Mare de prin cehul Silvaniei de Benesat. Aici stadiul fizic este de peste 95% și în următoarele săptămâni lucrarea va fi finalizată. Drumul 191D, care are cea mai mare lungime și care este în lucru, va continua în tot cursul anului 2020. El nu poate fi finalizat, dar constructorul se angajează ca să depășească 60% din lucrare în cursul acestui an. Sunt două drumuri care au fost începute pe buget propriu, ele vor fi continuate pe bugetul din fonduri europene, 191D de la Valcău până la limita cu județul Cluj prin Fizeș, Sâc, Tusa, și drumul care leagă, care are originea la limită cu județul Cluj și vine prin Losna până la podul de la Ciocmani. Ele vor începe în cursul acestui an, nu se vor putea finaliza. Există șanse de finalizare a drumului 108A, limita cu județul Cluj și până la Bogdana, și a drumului județean 110, Măieriște, Dohdu, Muslău, Carastelec. Va începe în săptămânile următoare execuția pe drumul 108D, care leagă Crișeni de cehul Silvaniei, și mai avem câteva tronsoane de drum a căror documentație am terminat-o anul trecut și care vrem să le introducem în acest an în execuție. 109F de la Fodora la drumul național 1C, e un drum mai scurt, dar există un pod peste Someș care creează dificultăți, se pare, pentru constructori. 191G, un drum județean mai nou, Crasna Marin Valcău, și 109R de la Chendrea până la Romita. Acestea sunt lucrările pe drumurile județene de reabilitare.
Marc a precizat că finalizarea acestor lucrări de reabilitare va face ca întreaga rețea de drumuri județene să fie una modernă. El a mai subliniat că nu va fi neglijată nici partea de reparații ale unor segmente de drumuri pentru anul 2020, alocările financiare fiind de circa 13 milioane de lei, considerabil mai mici decât în 2019. Dacă la momentul la care aceste lucrări se vor finaliza, practic întreaga rețea de drumuri județene va fi modernizată. Nu știu dacă e mult sau e puțin, dar e toată. Acum ne concentrăm atenția și pe lucrările de întreținere a drumurilor județene. Anul trecut am făcut covoare pentru că am ajuns la concluzia că cea mai bună formă de întreținere este de a face un covor, partea cealaltă care la un moment dat era preponderentă de plombări, o reducem încet, încet până la anulare și în final nu vom apela la soluții de genul ăsta decât rar și punctual. Deci sunt un număr de drumuri pe care le-am început anul trecut, covoare și pe care le vom finaliza până la mijlocul anului și încă două drumuri, unul dintre ele este cel care leagă Vârșolțul de Ciucea, intenționăm să începem lucrările de reparații cu covor. Acest drum a fost reabilitat pe fonduri europene, finalizat lucrarea prin 2011, a fost 5 ani în garanție. Este un drum cu un trafic intens și unul dintre criteriile pe care le-am luat în calcul atunci când am ales și rețeaua de drumuri a fost tocmai acest trafic. Practic, în acest an vom aloca, din estimările mele, mai bine de 13 milioane pentru lucrări, 13 milioane de lei pentru lucrări de reparații. Anul trecut am avut circa 21 de milioane. Bugetul pe anul ăsta este mai mic pentru că și alocările din TVA sunt mai mici decât cele din anul trecut. Îl vom completa cu surse proprii. Unul dintre obiectivele pe care administrația județeană și le-a trasat pentru acest an îl reprezintă prevenirea accidentelor rutiere. În acest sens va fi introdus un sistem de monitorizare video, cel puțin pentru unul dintre drumurile județene. Dincolo de calitatea infrastructurii și calitatea drumului, cu toate că există o percepție în România care este campionă europeană la numărul de accidente mortale de circulație, este că una dintre motivele pentru care numărul de accidente este foarte mare ar fi calitatea infrastructurii. Vreau să vă spun că numărul de accidente de circulație care, din păcate, s-au soldat cu victime în județul Sălaj este în creștere. Deci calitatea drumurilor este și ea în creștere, numărul de accidente, din păcate, este în creștere, deci nu văd legătura. Cel puțin pentru noi. De aceea încercăm să ne concentrăm și pe niște lucrări care să prevină în măsura în care o pot face producerea de accidente. Și la ce mă refer? La o îmbunătățire a semnalizării, la o îmbunătățire a vizibilității prin lucrări de defrișare a vegetației, la intervenții mai numeroase pe elemente de siguranță a circulației și aici mă refer la marcaje și la parapeți și încercăm să vedem, eu îmi propun în acest an un sistem de monitorizare măcar pe unul dintre drumuri, un sistem de monitorizare video care
nu își propune să urmărească respectarea regulilor de circulație, ci își propune să ne dea semnale legate de nevoia de intervenție pe drumuri. În sensul în care, dacă în perioada de iarnă drumul nu este suficient de curat și prezintă pericol, dacă apar cedări ale drumului, dacă există alt gen de intervenții necesare, în așa fel încât să putem să o facem cât mai operativ. Se practică în Europa. Există. Deci, încă o dată, noi nu ne propunem să monitorizăm circulația sub aspectul legalității, adică celor care participă la trafic, ci din punct de vedere al administratorului drumului, și ne concentrăm pe calitatea drumului și a tuturor factorilor care contribuie la la siguranța circulației. E un început, să vedem care va fi efectul. Este o bună practică pe care am văzut-o și vrem să o preluăm. Președintele Consiliului Județean Sălaj consideră că în anii ce urmează, asigurarea banilor necesari pentru întreținerea drumurilor va fi o adevărată provocare pentru autorități. Sunt și provocări pentru anul 2020. În opinia mea, în viitor, problema întreținerii drumurilor și alocării resurselor financiare pentru întreținerea drumurilor va fi o provocare serioasă pentru autorități. De ce? Pentru că dacă până acum reabilitarea și modernizarea drumurilor a putut fi susținută și din fonduri europene, întreținerea drumurilor va trebui susținută din veniturile proprii ale autorităților. Nu sunt bani europeni pentru a întreține drumuri și nici nu cred că vor fi. Suntem fericiți că reușim să le modernizăm, să avem drumuri bune, să avem drumuri asfaltate și ulițe și drumuri de exploatație agricole. Provocarea va fi la momentul la care vor trebui acum sunt noi. Peste câțiva ani vor fi necesare lucrări de întreținere, iar pentru asta e nevoie de o resursă și nu e deloc mică.